Două țigănci vorbeau pe stăgard. Adică tu, Pirandă, apă nu l-ai văzut pe țiganul meu? A, bă, da, l-am văzut că fă la mine. N-a știu ce-a vrut. Aia nu știu ce-a vrut. C-a venit, m-a futut, dar n-a zis ce-a vrut. Doi țigani, povesteau ei doi. A, bă, țigane, tu cum te aperi de sida? Apă de sida? Păi, am o gumă de ceaie, mă, o trag pe pulă. N-o bine și n-o dai jos de fel? Păi, o dau când mă pții și când mă fut. Doi țigani vorbeau la piață. A, mă, eu am patru coaie. Adică, mă, asta nu se poate. A, nu se poate să ai patru coaie. A, mă, că le-am numărat. Adică le-ai numărat. N-o pă vrea să mă uit și eu să văd dacă n-ai și-o pulă în cur. Doi homosexuali îl adoptă pe Jutandel și îl trimit la școală. Copiii râdeau mereu de el. Ha, ha, tu nu ai mamă, tu ai doi tați. Și tot așa, cu fiecare ocazie, Jutandel era batjocorit și toți râdeau de el. Într-o zi, vine Jutandel la școală și înainte de a începe orele se ridică în clasă și zice: Mă, mă, deja râdeți de mine, mă! O zis mama să-i sujeți pula! Țiganul cu Piranda la o partidă de sex. Nu așa, nu, tu Pirandă, că dă-te un pic mai către pereche. Ba nu, stai, hai înapoi mai la mijloc, că o fă mai bine. Nu, stai așa, hai încă o dată, dar și cu spatele, și să dăm mai cu spori. Adică, mă, țiganii, apă tu mă fuți sau mă parchez? Un țigan se duce la biserică să se spovedească. După ce îi mărturisește la părinte păcatele, părintele nu mai știe ce să zică. Măi țigane, încearcă și tu să fii un om mai cum să cade. Uite, eu zic să o luăm încet. Astăzi, când mergi la biserică, să nu mai înjuri. A, domn părinte, eu nu promit, dar o încercați să vedem. Când iese țiganul din biserică, ucioare-i să cacă drept în cap. Dar ăsta să uită în sus, strânge din dinți și așa printre dinți. Adică, toamna de la ucioară, no, astăzi nu, dar mâine îți fut niște Dumnezei. Piranda vrea și ea o dată în viață să vadă cum e la teatru. Țiganul acum o aștepta pe când vine să o ia la întrebări. O, Pirandă, apă cum a fost la teatru? O, țigane, apă când ne-am băgat, toți aveau biletul în mână. No, unul de la ușă le-a rupt pe tăche, dar niciunul n-a strigat, n-a făcut larmă, apă nici eu. No, ne-am băgat, s-au strins becurile și niciunul n-a mai zis nimic, n-a strigat, n-am strigat nici eu. Și apă unul de lângă mine, adică mă, mi-a băgat mână la ptizdă. No, păi el n-a strigat, păi și n-am strigat nici eu. Și apă m-a tras de o mână în dos, adică unde erau niște paltoane și niște haine și m-a futut. Mă, țigancă, eu te întreb cum a fost pesa. Oh, țigane, pesa a fost un pic mai mare ca a ta, dar în gură n-am luat-o, mă. Țiganul, de câte ori venea acasă, câinele popii sărea pe el și îl fugărea cât era strada de lungă. Într-o zi se întâlnește țiganul cu popa la stația de autobuz. Oh, părinte, bine că te văd! Părinte, eu zic, dar cu frumosul zic, leagă câinele! Apoi, măi, țigane, doar câinele meu e bun, nu sare la oameni. Unde mai pui că l-am și castrat? Apo, domn părinte, eu mă cer că mă mușcă, nu că mă fute! Jutandel învață la ora de religie că omul e făcut din lut și îl întreabă pe tatăsu. Tete, ce-i, mă? Tete, cum am venit eu pe lume? Adic, mă, că duce și ce joacă! Jutandel dă să iasă, dar aude pe țigan. Tu, Pirandă, hai să-l ajut pe copil la școală. No, el mă întreabă cum a venit el pe lume. Adic, mă, apă, cum a venit? Apoi ne-am dus să furăm cucuruz și în loc să adunăm, tu ți-ai băgat pula în mine. Vine ora de religie.
Jutandel, ia să ne spui tu, să vedem dacă ai înțeles, cum s-a făcut om de lume. Apă, dă, părinche, omul se face la furage cu cruz. Vai, firei tu să fii, mâine să vină tată tău la școală. A doua zi se duce țiganul, îl ascultă pe popă și după ce se gândește îi răspunde. Domn părinche, apă pot să mă ajuntiți de 7 kg de pământ, până nu mă ajung cap de pulă, copcii tăt nu iasă. Piranda ajunge la doctor. Oh, domnul doctor, bine că vă văd. Eu tot am vrut să vă spui, bărbatul este a meu, eu cred că-i beceag, că-i bolnav. Păi ce are, că nu știu să fie bolnav. A, domn doctor, no, apă hai că amut o-i spune. Apă, nu bine mă fuci odată, fuge după mine, mă mai fuci odată, să suie pe mine, în baie, în bucătărie, pe trepie. No, domn doctor, oare ce boală e asta? Apoi, Piranda, eu cred că nu are ținere de minte. Stăteau doi țigani de vorbă. Pă, bă, tu ai auzit de Viagra? Apă, sigur că am auzit. No, și apă, ceea ce e? Apă, ce să fie? E un leac, mă. E un leac care, dacă îl înghițești, poți să-ți fuți Piranda și de 8 ori pe zi. Oh, apă, de ce nu zici, mă, că e un calmant? Piranda la poliție dă declarație. Apo, domnul polițist, eu m-am bucurat că mi-am găsit de lucru și mi-o dat să spăl pe jos și eu am spălat pe coridor. Și cum să chem eu a plecată, o venit oarecare și și-o băga pula în mine. Păi na, și nu ai încercat să fugi? Domnul polițist, da unde să fug? Apo, tălăture pereche, în cealaltă pereche. No, și pe coridor încă nu s-a uscat. Jutandel vine acasă tot sărind și fericit. Tete, tete, stai să spui, eu am cea mai mare pulă din clasa 4-a. Asta pentru că țigan? Adică, mă, asta pentru că la 18 ani ești tot în clasa 4-a.